Bună de dimineața, dragilor! Este marți 5 noiembrie, e frumos afară, astăzi încă este frumos afară, ne așteaptă temperaturi foarte bune astăzi, maxima, spun specialiștii, undeva în jur de 20-21 de grade Celsius, minima pe la 10-11 grade Celsius, cald de dimineață afară, 10 grade erau la orele 7 în Suceava, deci e cald, cald și bine. Se pare că mâine se va mai strâmba oarecum așa un picuț vremea, la noi adică se un pic, dar asta mâine. Astăzi însă e frumos și ar trebui să profitați, mai ales că tot astăzi e ziua de după, e al doilea zi, ca să zic așa, e ziua de după negocierile cu femei și o să vedeți că avem și pentru ce să fim bucuroși. Sau n-avem. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! N-avem? Nu prea cred la cum arată negocierile cu femei, dar trebuie să dezvoltăm chestia asta, că e tare mult de dezvoltat. În general, la noi în România, sau mă rog, peste tot, înțelegerile astea cu femei nu sunt cele mai plăcute momente, la noi cu atât mai puțin. Și ținând cont de faptul că ce s-a văzut în urma împrumuturilor ăstora, de fapt nu s-a prea văzut, ce nu s-a prea văzut. Ai cum nu? Hai că ți-arătă că s-a văzut, da, adică s-a se vede acum, cu ochiul liber, chiar o să vezi, se vede cu ochiul liber în România, se vede foarte, foarte bine, deci, mă rog, România noastră, pitorească, frumos așa, de la Grigorescu încoace ne se trage. Horoscopul, adică crezi că i-a influențat chestia cu astrele pe ăștia când au negociat? Când este au... foarte posibil, pentru că, așa cum am spus mai încolo, mai devreme, acum, mai înainte, adică mai... așa, Mercur este încă în mers retrograd, era în mers retrograd, el o să-și revină în mers direct de pe 11 noiembrie și tot ce înseamnă calcule, contracte, hârțoage, da, intră sub un semn destul de incert, pentru că informația care se vehiculează acolo fie nu este corectă, fie este greșit înțeleasă, fie este în așa fel răstălmăcită încât pare să fie în avantajul tău, practic chiar și ne furăm singuri căciula. Știm foarte bine că în negocierile astea România nu a ieșit niciodată într-un mare avantaj, sau mă rog, noi cetățenii am resimțit întotdeauna foarte prost înțelegerile astea cu femeiul, pentru că se impun în general, nu? Diverse restricții. Nu neapărat, și... pentru că nu e femeiul, i-am spus și ieri chestia asta, e greșit înțeles, e ceva, femeiul e un soi de spiritoare. Adică e ceva de genul, vine femeiul cu niște teme gata făcute și spune băieții, asta ne dorim să faceți, spuneți aplicare, nu e așa. Ideea este următoarea, pentru negocierile cu Fondul Monetar Internațional, autoritățile trebuie să-și facă temele. În sensul că se pregătesc din punct de vedere economic și propun câteva variante de creștere economică, de scăderea deficitului, de toate celelalte. Și ei pregătesc variantele, variante sustenabile, în sensul că nu merge acolo pe aia să-i proștește, să-i spui alora, băi, știi eu așa, și nu merge cu de-alea, știi? Dar adică femeii îți spune ce ar trebui, și care spune... rezultat ar trebui să ajungi și tu vii și spui prin ce metodă. Iar la noi, ca să fii mai clar, metodele au fost tăieri de salarii, de pensii, de alte... Asta a fost odată. Asta a fost odată metoda asta. Acum, eu sunt absolut de acord că metoda cu salariul și pensiilor, a fost una făcută de un partid politic care și-a asumat-o și a plătit pentru asta. Uh-huh. Dar de atunci încolo nu s-au schimbat lucrurile. Asta este tot. Pentru că pe un grad de așteptare, și asta s-a întâmplat acum foarte mulți ani, pe un grad de așteptare foarte mare al populației, vorbim deja de 2 ani de guvernare schimbată, ăia care, mă rog, au făcut chestia asta, au plecat, dar în România nu s-a întâmplat nimic. Bun. Asta este marea problemă, pentru că ieri auzeam triumfător, a venit... soțul Dacianei și povestea de acolo, zice bă frate, bine, am încurcat creșterea cu reducerea, cu le-a bulibășit absolut total. Încerca chițcoiul ceva să spună câte ceva de acolo, dar cu chițcăitul nu i-a mers, dar în fine. Și le povestea ceva de genul, băi zice, cresc pensiile cu 3,75%. Pentru că de ce a spus chestia asta? Simplu, pe același principiu pe care spuneai tu vis-a-vis de pensie. Asta de fapt contează în negocierea și au negocierile care se fac cu femeiul. Ce dăm? Pentru că e o chestie de mental. Marea masă a celor care votează pleacă de la premiza că au de câștigat ceva. Pentru că noi românii suntem predispuși la mocăneală, la mocangeală. Asta e realitatea. Eu vorbesc... Să câștigăm și nu așa instant, știi? Pentru că dacă am gândit pe termen lung la un câștig, atunci probabil că lucrurile s-ar desfășura mult mai logic. Atunci probabil că n-am fi român, n-am fi nemț, n-am fi așa mai departe și n-am trăit în România, dacă am gândit că... Bun, dar așa suntem români, trăim în România și gândim la modul ăsta. Uh-huh. La modul ăsta. Deci ce-mi vine mie pătitul de mocangeală? Adică ce trebuie să-mi dea mie? Statul trebuie să-mi dea. De ce? Pentru că trebuie să-mi dea mie statul. Și ce fac eu pentru stat? Păi eu îi dau voturi, adică ce fac eu pentru? Nu i-am dat eu lui Victor voturi? Și asta apropo de voturi și ce au plătit, au primit ca
și răsplată. Deci 3,75 pensiile. Bine, dar inflația e 5%. Ce am câștigat? Ba chiar am pierdut. Îl interesează? Pe Mocangiu? Nu. El zice, bă, tăticu, mie mi s-a dat. Bine, bă, dar ai pierdut, că de fapt 3,75 ba ți s-a luat chiar din buzunar. Bă, tu să nu spui mie ce am primit și ce n-am primit. Că eu știu foarte bine. Că băiatul ăsta Ponta mânca la... Da? Că vine proletarul cu șepcuță și povestește cum băiatul Ponta l-a scos și l-a făcut și așa mai departe. Asta este modul de negociere. Până la urmă, asta este modalitatea de a pune în practică ceea ce își propune. Pentru că, dacă ai observat, ieri chiar am stat să văd strategiile vis-a-vis de ce și-au propus pentru România pentru 2014 în relația cu FMI-ul, evident, și prin ceea ce propune bugetul național. Răspunsurile au fost așa. Într-o săptămână, două, vă prezentăm strategia. Într-o săptămână, două, o să vă dăm răspunsurile. Într-o săptămână, două, o să facem. Într-o săptămână, două, și așa mai departe. Bine, mă, tăticu, dar din negocieri trebuie să tragem doar care concluzii? Că se mărește pensia 3,75, da, de procente, pentru că de ce? Vine an electoral. Că salariul minim va fi 850 începând cu anul viitor și cu 900 pe la jumătatea anului viitor, nu la toate categoriile. Care sunt categoriile? Nu știu, vom vedea, veți primi răspunsul în două săptămâni. Cam așa erau întrebările, da? Și răspunsurile. Și cam atât. Altceva bine, dar investiții cu tare chestii, Olchimul nu ne mai interesează, CFR Marvel privatizăm în 2015, până în decembrie 2015 și la capitolul ăsta mai vedem ceva pe la energie și gata. Bine, dar infrastructură, investiții, autostrada Comarnic. Bine, dar... Sio? Atât? Se tu. Asta e tot ce era de demonstrat, știi? În condițiile astea, normal că FMI-ul devine o sperietoare, pentru că noi va trebui să dăm banii aia înapoi. Dacă logic, ceea ce primim, logic, nu rulăm în așa fel încât să și producem ceva, atunci normal că FMI-ul devine o sperietoare. Și nu putem rula în pensii, salarii și așa mai departe, evident, în chestii electorale, le poți rula prin prisma infrastructurii și a investițiilor pe care, da, le poți face. Numai că astea nu sunt de autoritate, nu le face nimeni. Și dacă le face, le face prost. Bal mai auzi, avem impozite și taxe. Deci asta a fost bestial. Asta absolut bestial. Deci îl auzi pe Chițcoiu. Bă, frate, deci tipul ăsta e bestial. Te rog să pregătești bucata, varianta cu nu știu dacă se aude în regie. Da? Tipul ăsta, Chițcoiu este, sau bă, Chițcoiu, da, e tot aia. E ministrul al finanțelor. Da? Bine, asta spune, bă, zice, s-a mărit acciza 0,7 cenți, 7 euro cenți. Deci era o întreagă bulibășeală și aici. Habar n-aveai ce-i. Că-i 0,7, că-i 7, că... Nu aveam foarte mare idee, dar, mă rog, se mărește cu un 0,7, spune, sau mă rog, 7 eurocenți la litru de carburant. Este mărirea pentru că de ce? Pentru că aplică mărirea asta ca să facă 4.000 de kilometri de autostrăzi. Deci vor fi, dar nu că vor fi bani. Extraordinar. Dar cum va afecta asta bugetul nostru? Pentru că, nu, logic, mărește prețul la carburant, se mărește prețul la pânică, păpică, cărniță, farină, toate alea, da? Toate alea, pentru că mărind prețul acolo, automat se măresc toate prețurile, da? Ok. Întrebat. Ia Chițcoiu. Păi, da, deci se mărește chestia asta, da? Cu prețul la carburant și așa mai departe. Păi, care o să fie influența? Adică cu cât se va mări prețul pe litru? Păi, ca să înțelegem. Adică, păi, spun eu verde în față. Se va mări prețul cu X lei. Răspunsul. Putem să dăm regia? Nu știu, nu știu de astea. Putem să dăm răspunsul cu Chițcoiu. Se poate? Nu, dar încercăm, nu încet, adică nu ne grăbim. Încercăm. Dar răspunsul? Nu știu. Bă, cum, frate, adică, bă, dar de ce ești acolo? Bă, tale ești ministru de finanțe, bă, când pleci la o chestie de genul ăsta, bă, prezinți toate scenariile și ai cifrele cu tine, deci ai cifrele în boznar. Dacă așa e normal, așa e firesc. Mergi acolo și îl auzi în varianta de Piatra Neamț, nu știu, nu știu de astea. Cum să nu le știi, bă, dar de ce nu le știi, bă, tăticu? De ce nu ți-ai făcut temele? Avea timp, sărac, ce să mai... Păi dacă ălălalt o încurca creșterea cu descreșterea, cu pierderea, așa mai departe, Ponta în conferința de presă, arătând triumful, triumfător ce s-a întâmplat în bine pentru Românica, ăsta ălaltul cu nu știu, concluzie pe care o tragem noi? Nu știu! Nu? Ce să mai... De unde să le mai scoți? Nu știu de astea! Asta e. O telecomandă, două? Două! Care e pluralul la telecomandă? O telecomandă. Pluralul? Două telecom... Două telecomandă. Măi, nu înseamnă Chițoiu. Telecomandă. Nu, nu ți-am zis Chițoiu, așa că răspui chestia asta. Nu? Nu știu! Sigur? Sigur. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! Toate fetele să apeleze la mine! Două. Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc!
trebuie să apeleze la mine. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu de astea. Două. Deci cam asta e nouă modalitatea de a guverna astăzi. Nu știu de astea. Și apropo de varianta cu toate fetele se apelează la mine, nu caut o prietenă și nu găsesc, toate fetele se apelează la mine, sau mă rog, pare Dragnea. Deci lupta, vreau să spun, deci lupta anticorupție, sau corupția mai bine spus, a primit o grea lovitură. Băi, deci, din România în general, dar din Ministerul Dezvoltării în special. Bă, corupția din tot ce înseamnă Ministerul Dezvoltării, proiecte europene, infrastructură, deci a primit o grea lovitură. Pentru că de ce? Pentru că s-a pus șefă la anticorupție și achiziții publice. Trebuie spus chestia asta. Și pe principiu care este? Pe principiu, măi. Deci s-a pus, pentru că de ce? Pentru că au recomandat ceva. L-am văzut ieri pe Dragnea, pe premierul Dragnea, știți ăla, cum e ăla cu bioenergia, da? Energoterapeutul. A zis ceva de genul, bă frate, am pus o tipă nouă, 29 de primăvară, un CV impresionant, la muzică populară, evident. În rest, cu anticorupția... Niente, nimic, nicăieri, dar bineînțeles o recomandat ceva. Vocea și talentul, evident, și modul cum știa să cânte și ocaziile. Se numește Ioana Ardelean, o recomandă vocea și talentul și este, auziți, anticorupția are o voce. Asta e vocea anticorupției din România. Deci nu? Nu-i fain vocea anticorupției? Ia auzi. Deci anticorupția din România are o voce. Vocea se numește Ioana Maria Ardelean, 29 de primăveri, nu? O recomandă talentul. Ce talente fi având? Ce vezi că? Nu recomand, nu-i, n-are treabă cu anticorupția? Nu? E treaba cu un cuce, cu cucu, cu alea, cu, știi? Cucu ăsta e, mă rog, în ăla popular, știi? E, reprezintă diferite chestii, cu, știi? Cuc, adică așa, că și ea cuce, deci talentul recomandă. Nu, deci avem. Acum, adevărul este că aveam nevoie de așa ceva. Și am să spun de ce. Aveam nevoie pentru că, sincer, uite, vezi când merg la metrou, cu metrorexul, băi, e vocea de la metrou, da? E tip, atenție, se închid ușile, nu? Urmează gara anticorupție, cu peronul pe partea stângă sau pe partea dreaptă sau cu peronul pe ambele părți sau depinde cum e, nu? Deci era nevoie de o voce și talent, evident, la chestia asta și a ajuns fătuca asta în România, pe care ne dorim noi frumoasă, prosperă și extraordinară, a ajuns să reprezinte anticorupția din Ministerul, repet, Dezvoltării Regionale, condus de vicepremierul Dragnea, cu nonșalanță ne spunea că o recomandă vocea și talentul. Ce să mai face în românica asta? Putem să tăiem vocea ca să mai cu metrorexul. Da, te rog frumos, nu vreau degeaba. Da, deci dau... Mulțumesc, da? Deci am auzit, atenție, anticorupția, stația anticorupție, spuneam, cu peronul pe partea stângă. Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, impozite și taxe noi. Spuneam tot de ăla pălitru. Bă, vine, eu iar așa, chițcoiul și a început să ne dea... S-a introdus un impozit pe construcții speciale. Băi, deci, asta e bestial. Mă, ne așteptam să fie ce construcții speciale? Bă, construcții extraordinare. Tot felul de construcții... Nu? Deci, nu pe bune. Adică ne așteptam ce? Când îmi spune construcții speciale, te gândești la o chestie de genul ăsta. Ei, nu. Vine explicația lui Chițcoiu. Bă, da, bestială. Deci, el spune așa. Uite, acum arăt. Deci, asta este, dacă putem lua în direct și în reluare, asta e construcție specială pe care se va pune, sper să nu se închidă până atunci, dar, mă rog. Asta e. Deci, construcția specială care va fi impozitată este denumită stâlpul din mijlocul șoselei de centură. Și este de actualitate. E un stâlp care, cu obrăznicie, trebuie să spun, s-a pus cu nerușinare în mijlocul unei șosele de centură, care se face acolo de 10 ani, și care în 10 ani, ăștia cum căpățânare, nu vrea să dea deoparte de acolo.
Au încercat autoritățile tot felul de chestii, dar deja a venit acum. Acum îi se va trage lui, de aici îi se va trage sfârșitul. Pentru că nerușinatul ăsta de stâlp care stă acolo va fi impozitat. Pentru că e o construcție specială. Nu mai special de atât ce? Decât un stâlp în mijlocul drumului. O casă în mijlocul drumului. Aia da, un bloc. Că și de aia suntem în stare. Chiar suntem. Putem avea imagini de acolo. Deci mai mult că ce? Nu? Cum să-l auzi pe ăla? Zice, bă, vom impozita construcțiile speciale. Dăm și exemple. Stâlpi. Bă, dar stâlpul e o construcție specială? Bă, stâlpul, de ce ăla? E o construcție specială? Ce are mă special stâlpul ăla? Apropo de Românica, nu? Păi au mai rămas puține lucruri neimpozitate. Trebuia corectată. Păi fum, fumăritul urmează în perioada următoare. Fumul de la pacioacă ăla e clar. Mai a primit o crea lovitură. Primește în continuare că avem și azi niște băi. Deci traficul din frontieră primește, a primit o grea lovitură. Deci e o lovitură de tip K1, abdomen, și acum urmează una în freză, știi? Ca să-l dea pe spate cu totul. Deci, da, despre asta vorbim la momentul potrivit. Hai să ne întoarcem la salarii. Au protestat medici. Protestat, rezidenți, salarii, asta răstoaie. Le-a folosit la ceva? Sau crezi că le folosește la ceva? Nu așteptăm greva generală, dacă așa au amenințat eu personal, încă... Încă avem speranță, încă avem speranță. I-am văzut pe medici, care au și spus, nonșalant, v-am votat, ne-ați promis și ne-ați dat. Nu putem să vă spunem ce, dar puteți să vă, așa, plecați de la, plecați de la melodia Ioanei Maria Ardelean. Treaba cu cuce! Treaba cu cuce, cuc, deci cam asta au primit. Spuneau sindicaliștii de la învățământ, am văzut că dacă nu de dă 6% PIB și așa mai departe, treaba e foarte, foarte complicată, adică intră în grevă generală. Oare chiar intră? Nu cred, nu, până acum nu. Au tot amenințat. Și ăia de la spitali intră în grevă generală? Eu parcă n-aș crede. Eu nu știu de ce am așa un feeling că iar o să se lase prostiți. Iar în buget nu vor fi 6%, iar va fi o chestie de genul 3 lulele, 3 surgeri. Băi, dar nu, dar crește. Băi, dar crește. Deci, salariul, nu, e foarte important, salariul rezidenților crește. Puf. Nu știu cum o să suporte chestia asta, creșterea asta. Deci, salariul rezidentului va crește cu 4-5%. Nu, dar crește foarte tare. Adică, va urma un fel de explozie. Adică salariul va face, îți dai seama, din 800 de lei, când i-a dat 4%, face ceva de... Ce vor? Nu știu cum o să suporte chestia asta, adică psihic, cum o să poată suporta așa o creștere de fabuloasă. Cum să vii și să spui, bă, vor crește salariile cu 4-5%. Dar zice, bă, dar au 7 milioane. Bă, ce înseamnă 7? Adică ei dreptul orangutan, frate, adică merg, ei ca și cum ai fi în Malaezia sau în Indonezia, singurile țări în care umblă macaci încă, nu? Ca să folosim varianta singulară, macacul, ca să zic așa, umblă liber pe stradă, da? Bă, dar adică ne iei dreptul angudat de gibon, drept macaci, ne iei pe toți. Cum adică să-i spui, bă, unia care a făcut profesorului sau medicului, bă, care au studii superioare și așa mai departe, care știe ce aia bani. Acum, dacă vrei să-l prostești, nu pe bune, acum vrei să-l prostești pe pensionar, hai să presupunem că e totuși felul de variante și să facă, mă rog, da? Bă, dar ăștia-s băieți cuminți, da, spitaliu, da, medici, profesori și așa mai departe. Și tu vii și prostești bază cea, la anul, salariul vor crește nu pentru toți, dar 4%. Cum să fie, bă, dar ce are, mă, 4%? Bă, varianta 900, cu toate că creșterea salariului minim o fi făcută nu pentru toată lumea, asta e una, aia cu 850 cu 900, și doi, a fost foarte important, dar nu li s-a dat importanța cuvenită expresiei în condițiile în care veniturile bugetare vor permite. Adică dacă, așa, în traducere, jos la steluță. Într-o steluță, da? La una din steluțe, dacă, deci if, spunea Alighieri, da? If, dacă vor permite veniturile. Și veniturile în 2014, vreau să nu e o veste bună, nici măcar nu e o veste, adică e o realitate. Veniturile în 2014 nu vor permite, pentru că eu nu cred că vor fi venituri în 2014 la buget. Adică nu văd de unde, la modul cum au pregătit băieții ăștia, da? Deci vii și le spui, îi prostești pe ăștia că au crescut 4%. Păi ar trebui să stea în stradă, ar trebui să închidă spitalele, ar trebui să emigreze toată lumea, ar trebui să plecăm toți în țara aia, nu, ca ne spuneam, normală, nu cu normalitate, în Germania, în habar n-am unde, până cred că și în Malaezia și în Indonezia cu macaci pe stradă și până și acolo lucrurile astea cu totul și cu totul altfel. La noi sunt codrii verzi de brad.
Dar cea mai tare chestie pe care o să... a fost privită ca o victorie de către Antonescu și Chițcoiu, știi care a fost? Cea mai tare! Victoria, practic! Deci, victory! I am... We are the champions! Da? Deci, ăștia, ăsta-i... We are the champions! Pentru că de ce? Pentru că fii atent aici! Nivelul CAS va fi redus cu 5 puncte din semestrul 2-2014 dacă guvernul identifică surse. Bă, nu-i victoria asta! Deci așa au ieșit. Tragedie, bani, comedie, bani, sunt la fel. Dacă, bani, dacă vor fi resurse. Ce resurse, bă, de unde? E ce ne mai spun? Ci că FMI-ul și Comisia Europeană au acceptat pentru 2014 un deficit bugetar de 2,2% din PIB și o creștere economică de 2,2%. Care creștere, bă, sunteți cu capul? Bă, dar chiar suntem dobitu, bă, chiar suntem macaci? Care creștere economică? Noi acum avem o mare problemă în 2013 vis-a-vis de creștere economică pentru 2013. Nu am reușit să atingem nicio țintă bugetară, nicio țintă economică, nicio țintă financiară și ne pregătim pentru nu știu ce deficit bugetar de 2,2 din PIB și creștere de 2,2%? Alo? Here it's Romania, se vede cu ochiul liber, adică ne uităm, vedem, bani, niente, nimic. Păi cum îți... După ce au rectificat bugetul, e bestial chestia, știi? Deci asta e chestia care doare cel mai tare, cât te crede gibon, cât te crede macac, știi? Băi, nu se poate, deci rectifică bugetul acum, de o săptămână, de săptămâna trecută. Îl rectifică pe minus, tot bugetul. Pentru că de ce? Pentru că n-au bani, pentru că n-au identificat surse. Unde le identifici, mă, frate, acum, la anul? Nu? Dar ce să avea bureți, să fie ploaie și să fie, am să găsesc bureți mai mulți, mai puțin, mai vedem dacă poate dă bunul Dumnezeu ploaie, cum vine aia? Păi mai bagă niște taxe, nu vezi că așa... Și ce, de unde să le ia? Pentru că ei așteaptă foarte tare, ci cu una din strategiile... civilizațiile extraterestre care ne vor cunoaște exact așa și așa înseamnă noi! Corect. Corect. Care, într-adevăr, ne vor cunoaște exact așa cum suntem noi. Și suntem. Faliți. Și suntem. Vai de mama noastră. Dar cred că ne acceptăm chestia asta. Bam, uite, vezi, am citit acum o chestie de dimineață frumos și că tare, tare, tare și trebuie să o spun despre politicieni. Și spune că așa, spunea Honoré de Balzac, apropo de gura păcătosului, ci că oamenii politici sunt doar pioni, cavaleri și nebuni pe tablă de șah a oamenilor din umbră. Asta se întâmplă peste tot. Numai că la noi, oamenii politici nu sunt nici măcar, nu pot fi catalogați ca cavaleri sau nebuni. Ai noștri nu sunt nici una, nici cealaltă. Sau nebuni în varianta mai neaoșă, poate mai, pe care o știm noi. Aia poate o putem folosi, da? Cu nebunii are treabă, da? Da, așa, frate, nu se poate. Da, deci astea sunt veștile bune. Deci, și vine și ANAF-ul, pune și ăsta, am văzut ANAF-ul, noua structură, avem o știre de ANAF, vine și spune că veniturile bugetare colectate de ANAF în octombrie au depășit nivelul programat. Bă, și dacă au depășit nivelul programat? Bă, explicați-mi și mie, că eu sunt mai, așa, mai greu pricep. Da? Cum varianta Bendeac puii mei au crescut veniturile peste nivelul programat cu mult și rectificarea ați făcut un minus. După bune. Mult, da, zice, cu mult. Nu, dar zice fete aici, că-ți spun acum. Deci e 7,38% raportat față de aceeași lună anului trecut. Deci asta înseamnă cu mult. 7%. Bă, dar dacă s-a făcut cu mult și reprezintă o sumă extraordinară, fabuloasă, că nici nu pot să o spun. 12 miliarde de lei. Bă, dacă ați avut 12 miliarde de lei la buget suplimentar, de ce ați făcut nu rectificare în minus la toate capitolele și la toate bugetele?
Păi ca să aibă de dat acolo un firfirer la pensie, știi, de neidentificat. Știi ce se așteaptă mod acum? Practic? Știi care e strategia acum pentru anul de grație 2014? Strategia se referă la începutul de an. Pentru că de ce? Hai să spun pentru că de ce, că e simplu. Și am să cer aici o chestie, un gest de frondă. Și je m'en fiche, ca să zic asta, je m'en fou de repercursiuni și de consecințe. Ce face românul în luna ianuarie? Dintr-un spirit civic, proletarul, ce face? Merge să-și plătească impozite și taxele, da? Mă, și o aglomerație la impozite și taxe de n-ai văzut. Pentru că de ce? Pentru că așa consideră în spirit civic, bă, mă duc, îmi iau de pe cap și așa mai departe. Probabil că n-ar trebui să o mai faceți. Pentru că ei de pe așteaptă chestia asta. Așteaptă pentru că de ce? Păi, te-ați uitat, vin alegerile europarlamentare. Bănuțul pe care îl dați dumneavoastră va fi folosit cu succesuri în campania electorală. La tot felul de lucruri, la tot felul de administrații, de dat bani și așa mai departe. Munca voastră, banii voștri, care-i datora statului? Dați-i, bă, dar cu bucățica. Dați-i, bă, statului ce trebuie să-i dați. Nu? Dar nu bănuți. Ca să așteaptă, de-abia așteaptă. Strategia financiară este tot buzunarul nostru. Al gibonilor și macacilor, că asta suntem până la urmă. Ok, nu? Hai să vedem... acum urmează știrea bună. Până acum erau știrile așa și așa. Acum urmează știrea bună, care e așa. Euro 4,43 lei. Dolar american 3,28 lei, cotațiile sunt făcute de BNR, deci e pe bune, e bine, bine tare. Ca și remember, 5 noiembrie 1854 s-a născut chimistul francez Paul Sabatier, iar în 1879 în cele din viață fizicianul englez James Clerk Maxwell. În 1880 s-a născut scriitorul Mihail Sadoveanu, iar în 1892 s-a născut geneticianul englez Haldane. 1930, a încetat din viață medicul danez Christian Eichmann, a descoperit cauzele îmbolnăvirii de beriberi. Bă, beriberi asta nu era de la noi cu drink, nu-i cu alcool, adică nu-i, deci beriberi nu-i cu, nu, nu-i beri. Aia e bere multă, nu, deci nu-i beriberi altceva. 1979, a încetat din viață pictorul graficianu și cronicarul plastic Lucia Bălănescu Demetriade. Cam astea sunt reperele pentru ziua de astăzi. Bineînțeles, luăm publicitate, dar ne reîntoarcem, dragii mei, pentru că avem revista presei, o să aflați despre căldură, care a început să vină, deci, cred că din seara asta, nu n-ați simțit miros așa în calorifere de bioenergie? Eu cred că da. Deci se simte, adică, știi, se simte, adică, deci se simte. Evident, avem și oroscop, poate și showbiz, dacă ne mai rămâne timp, dar oricum am încercat să fim la capitolul showbiz până acum destul de prezenți. Revenim! Da, suntem din nou împreună pentru pregătiți pentru revista presei. Presa, spuneam câteva lucruri interesante. Totul pleacă de la noua centrală a Sucevii. Pagina a doua din Obiectiv. Noua centrală a Sucevei va funcționa pe biomasă începând din 20 noiembrie. Adică pe harța pielii, cred că. Ca să înțelegem, nu? Biomasă egal harța pielii. Începând din data de 20 noiembrie, cei de la Bioenergy vor începe să dea în folosință și capacitățile de producție care funcționează pe biomasă de la noua centrală termică a Sucevei. Discuții pe această temă au avut loc ieri între primarul Ion Lungu și reprezentanții societății. Potrivit directorului general, e vorba de Constantin Plăcintă, fostul director de la termica, două din cele 5 capacități care funcționează pe biomasă vor fi date în folosință în această lună, cei de la Bioenergy sperând ca să fie în jurul datei de 20 noiembrie, dar nu mai târziu de data de 30 ale lunii în curs. Există de asemenea și varianta ca o a treia capacitate de producere a energiei de pe biomasă să fie dată în folosință în cursul acestei luni, iar celelalte două vor fi cel mai probabil puse în funcțiune chiar în prima parte a anului viitor. Chiar și așa putem asigura necesarul de energie termică a Sucevei, a declarat Constantin Plăcintă, directorul Bioenergy. Bun, e clar că poți asigure. Dacă nu le ajunge cu biomasa, folosesc întotdeauna gazul metan, nu? Sigur. Așa, aici vorbim de costuri, da? Deocamdată energia termică va fi produsă doar folosind gazul metan. Deja cei de la Bioenergy au început propriile la capacitățile de gaz metan, urmând ca din noaptea de luni spre marți, că de aia spuneam că se simte nou, ca să așa, să înceapă furnizarea parțial de căldură în sistemul centralizat al municipiului Suceava. Aceasta se va face împreună cu CAF-urile de la termica,
până pe 6 sau 7 noiembrie, întrucât mai sunt câteva probe de făcut la capacitățile pe gazele noii centrale, urmând ca după data de 7 noiembrie sistemul centralizat de termoficare să fie alimentat doar de noua centrală construită de cei de la Bioenergy. Deci, astăzi, azi noapte, ar fi trebuit să simțiți așa un picuț, adică mai cald, mai căldură mai prietenoasă, mai neprietenoasă, mai... Deci trebuia să vină deja căldură pe bază de gaz metan și de la Bioenergie, nu de la CAF-urile, de la Termica. Ideea este că varianta cu biomasă, adică varianta Harțapele, va funcționa la două prima dată capacități, după aia va ajunge la cele cinci capacități și vom avea, că de fapt asta a fost toată, aici s-a dus toată lupta, vom avea cea mai ecologică căldură din România, așa, ca să ne exprimăm, decât patriotic, adică pe teritoriul țării, să nu depășim granițele, și probabil că cea mai ieftină, sau nu? Teoretic nu ar trebui să fie cea mai ieftină. Teoretic ar trebui să fie cea mai ieftină. Mai sunt de... Să includem în asta, plătească. Includem în asta subvenția sau nu? Fără subvenții, din câte știu eu, nu știu. Dacă o să mai funcționeze subvenția, ăștia de la Bio, cum îi cheamă, sunt societate comercială, ce mai subvenții? Gata subvenția. Adio! Adio, da. Adio, visul frumos s-a spulberat. Să vedem cum se rezolvă cu distribuția, cu... Adică trebuie să înțelegem de chestia asta, că, spre exemplu, că eu îmi dau cu părere acum. Deci, am văzut că în Botșani, spre exemplu, este 170 gigacaloria. La noi 185, cred că, sau ceva de genul ăsta. 180 și. Da? Dar mai avem bașca, că e 400 și ceva, 445, pentru că mai avem bașca la chestia asta și subvenția. Deci punem rect, adică dispare subvenția și rămânem la 185? La 170? 160? 180 ceva sau trece de 210, nu mai țin minte. Știu că era prețul celor de la Bioenergy, la care se mai adaugă încă vreo 80-90 de lei serviciu de distribuție curierat. Și nu știu de ce, curierat, de curierat, exact. Curieratul. Și cred că se ajungea undeva la 200, dar nu sunt foarte sigur, uite, o să verific și o să revin cu informația, dacă nu mi-aduc aminte, sincer. Matematica asta s-au vehiculat atât de multe prețuri. Deci matematica, aritmetica asta vreau să spun că nu mă ajută absolut deloc. Băi, da, deci, hai, mai luăm o dată. O reluăm, că poate mă ajută, deci e mars totuși, da? În sensul în care este mai ieftină decât în 400. Noi în România, Botoșani, în Moldova. Deci mai ieftin decât aia 400 și nu știu cât iese, noi o să resimțim nu, mai vorbim scump. De, noi vorbim de boznar, da, a meu, exact. Personal și propriu. Noi o să resimțim mai mult, deci, pentru că dispare subvenția. Deci asta este chestiunea. Gata. Și acum ar trebui să fii benefic. Crezi că după chestia asta, acum când dispare subvenția și o să plătim mai mult la gigacalorie, ar trebui să ieșim cu drapele la geam patriotic așa și să mulțumim din inimă? N-ar trebui să facem chestia asta? Nu? Nu? Ba da... Fiți liniștiți. 22.000 de apartamente în Suceava, fiți liniștiți. Vă așteaptă vremuri grele. Ce să-i face? Asta e viața. Ei sunt. Vă mai spun o dată chestia asta, dragii mei, cu manipulare? Vă mai spun o dată, cu manipulare, da? 3,6 tone de carne de pui provenite de la Vicova Călăraș au fost oprite de la vânzarea în Suceava. Știți, carnea aia care nu era bună de mâncat în Irak și era bună în România. Deci, sau ce, carnea, o perioadă, era carne expirată. Era cu cucaracea, cu de-alea, cu deci, vierni pe aici, pe acolo, dar... ca să o zicem pe românește, prin care foșcăiau șobolanii, da, ca să... Deci, nesemnificativ, alte... adică ce dacă era un șoarec, un șobolan, o chestie, băi, dar carne cu toate alea, adică ce să mă la... No. Inspectorul sanitar veterinar au pus sub sechestru aproximativ 3,6 tone de carne de pui de la societatea Vicola Călăraș, pentru că se bănuiește că ar fi tot cu probleme. Adică n-au certitudini. E doar așa o bănuială. Da, pentru siguranța noastră retrasul urmează să facă niște acum, analize. Dacă acolo... o să se dovedească că a fost cu și a mâncat cu un picuț de miros de gust de șobolan, asta e, te simți ca în China, frate. Deci nu-i mare șmecherie. Asta e viața. Sau, mă rog, în New Zealand, că acolo e un loc în care ar trebui să emigrăm. Este teren acolo cât ai văzut, cât vezi cu ochii și iepuri, salbatici și albatașiuni, cât nu poți mânca. Măsura a fost dispusă în urma controlului efectuate la solicitarea prefectului Florin Sinescu. De altfel, acțiunea inspectorului sanitar veterinar din județul nostru și care are loc după declanșarea la nivel național a scandalului legat de Avicola Călăraș a fost ordonată de prefect.
El a spus că verificările au vizat supermarketurile, spitalele și unitățile școlare care au cantine proprii. Cea mai mare parte din carne pusă sub sechestru, adică o cantitate de 3,47 tone, a fost retrasă de la un hipermarket din Suceava, care deja apucase să vândă aproape de 4 ori mai mult din aceleași loturi, adică 12,61 tone de carne de pui. Ca să nu vă spăr, o să găsiți în ziar, n-are, că eu nu sunt mărmureanul cu tremurile. Deci, da? De asemenea, 108 kg de pui au fost sechestrate de la un alt magazin de care cumpăr și eu, dar nu carne de pui, dar mă rog, da, cumpăr și eu, dar nu se vede așa, nu ghețcă încă și eu, nu-s ghețcoiul, nu? Iar 97 de kg de la centru școlar Sfântul Andrei din Gura Humorului. Deci ăsta este pericolul, că ajungi și până și în mâncarea copiilor. Și în general, pentru că carne de pui, asta este marele pericol. Carne, acum, da, cum spun ăștia bătrâni, mai e o obișnuință de genul, știi? Da. Mai încearcă o sfeclomicină, o ia, o cotare, nu știu ce, și cum așa merge. Bă, dar ei de acasă zice, bă, mă duc să cumpăr un picuț de piept de pui, să dau să mănânce copilul, să-i fac o chestie, nu știu ce, și mai departe. Bă, da, piept de pui în două cu... nu prea merge, adică nu se potrivea, știi? Și atunci întrebarea este, ce mai mâncăm totuși? Răspunsul ar trebui să vină la Ada. Da, da. Nu? Nu, dacă nu s-ai făcut stoc, nici frunze nu mai ai, sănătate bună, adică... trebuia să faci, dar pe câte ori, ulei de fân, ulei, cât de ulei de ce... Nu treți. Nu? Vegetarieni. Florin Sinescu a mai spus că în urma analizelor se va stabili dacă aceste cantități de carne sunt cu probleme. Astfel, analizele care vor fi efectuate vor stabili dacă sunt probleme cu carne de pui pusă sub sechestru. Aceste cantități nu prezintă niciun pericol, spune prefectul. Este o măsură de prevenire în situația în care acele analize ar demonstra că există probleme în loturile respective și din acele loturi ar fi ajuns carne de pui în județul Suceava, atunci le putem retrage de pe piață. Până atunci să existe doar suspiciunea sau, mă rog, semnul de întrebare a fi to be or not to be, da? Pe, în varianta așa chespiare, da? To be or not to be. Până atunci când o să avem o certitudine, să sperăm că va fi varianta not to be. Că dacă ar fi varianta cu to be, deja cu alea 12 tone încep să faci așa să plescă, știi? Bă, frate, mă duc să-mi iau o pastă de dinți. O să fie, știi? La pastă de dinți o să fie un consum fantastic. Da, tot la capitolul sănătate vorbim și în continuare, dar de pe alte paliere. Pentru că de ce? Pentru că în pagina a treia, reorganizarea sistemului de sănătate publică provoacă îngrijorare în rândul angajaților DSP. Firesc. De fapt, despre ce vorbim? Vorbim despre descentralizare. Adică merge frumos tot ce înseamnă instituții publice, marea lor majoritate, ajung în curtea consiliilor județene sau chiar a consiliilor locale. Spun autoritățile de la București cu finanțare. Hai să fiu eu vocea poporului naționale și să spun că nu cred. Va fi chestia asta probabil pentru un an. Și în al doilea an vor zice stop, n-avem buget, n-avem. Descurcați-vă, bă. Bă, dar n-avem de unde? Și treaba mea asta? Bă, dar eu trăiesc în cea mai prosperă regiune alături de Vaslui. Da? N-am venituri. Așa și? Bă, dar mi-am propus niște chestii. Așa și? Bă, și n-am bani. Așa și? E simplu, da? Nu știu de astea. Caut o fată, dacă nu vă supăr. Dar ce? Uite cum se întâmplă chestia asta. Desființarea Direcțiilor Județene de Sănătate Publică e un exemplu, unul din exemple, pentru că exemple sunt foarte multe, în toate structurile, să spunem, administrației locale. Desființarea, spuneam, Direcțiilor Județene de Sănătate Publică și înlocuirea acestor cu autorități teritoriale care să preia parte din atribuții în domeniu, restul urmând să fie transferate către consiliile județene, bulversează lucrătorii din domeniul sănătății publice, cărora nu le este deloc clar ce se va întâmpla cu sistemul în care au lucrat până acum și chiar cu locurile lor de muncă. Cum adică ce se va întâmpla? Se va întâmpla că nu vor mai fi locuri de muncă, la fel. Adică când vor prelua consiliile județene în cârcă instituțiile astea, o să facă o... ce știi ce să face atunci, nu? Să face un organigramă și un stat de funcții. Și pe varianta dăm pix, da? O să zice, băi, cât se avem acolo? Păi avem la Suceava, nu, tu cred că 130. 130. Mai tai. 100. Mai tai. 80. Încă o leac. Și o să ajungi la jumate. Probabil. Cu același volum de muncă, responsabilități și așa mai departe. Contează, interesează pe cineva? Nu. Se vor îngroșa rândurile șomerilor și al bugetului de asigurări sociale. Da? Adică interesează
Nu. Mai departe. Ministerul Sănătății propune înființarea 8 autorități teritoriale de sănătate publică în București, în județele Iași, Cluj, Mureș, Timiș, Doj, Prahova și Constanța. Pe sistemul regiunilor, ca să zic așa, da? Care prin reorganizarea direcțiilor de sănătate publică și transferul activităților către administrație locală conform unui proiect de hotărâre de guvern. Chestia asta vine de la Nicolaescu, ăla micul de la sănătate. Liberalul ăla de la sănătate. Măsurile propuse printr-un proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică vizează înființarea, organizarea și funcționarea autorităților teritoriale de sănătate publică, ATSP, nu mai e DSP, e ATSP, ca să ne înțelegem, ca servicii deconcentrate ale Ministerului cu personalitate juridică prin reorganizarea direcțiilor de sănătate publică județene și municipiului București și transferul activităților către Consiliul Județene și Consiliul General al municipiului București. În subordinea ATSP ar urma să funcționeze 42 de oficii județene de sănătate publică, e vorba de OSP, băi, deci am ocolit și tot nicăieri n-am nimerit. Așchia lui Bulă măcar o nimerit, dar noi nu. Deci spuneam oficii județene fără unități, fără personalitate juridică la mila Consiliului Județean. O reacție din partea DSP-ului Suceava, încă al DSP-ului, da? Directorul DSP Suceava, domnul dr. Ludovic Abiț, este de părere că reorganizarea preconizată a sistemului de sănătate publică, conform proiectului de hotărâre de guvern, a indus deja în rândul angajaților unității pe care o conduce o stare de îngrijorare. Firească de altfel, pentru că la DSP Suceava atmosfera este de oameni speriați, nu le este foarte clar ce se va întâmpla, sunt oameni care lucrează pe programe și despre care nu se spune absolut nimic. Dacă cifrele avansate sunt corecte, din structurile actualei Autorități Naționale de Sănătate Publică ar urma să plece circa 25% din angajați care ar urma să fie preluați de structurile ce vor fi înființate la nivelul Consiliilor Județene. La DSP Suceava lucrează 130 de salariați, în cadrul Oficiului de Sănătate Publică ar urma să înființeze rămânem doar 100. Ca și părere personală, după preluarea de către Consiliile Județene, și din 100 aia o să rămână jumate, probabil, pentru că asta este varianta. Tăiem cât mai mult, nu tăiem, reorganizăm, așa se cheamă, ca să... Nu, că nu vrem ca... Reorganizăm, da? Oficiile. Și prin reorganizare dispar locuri de muncă. Și totuși, întrebarea mea este în continuare. Pentru că în zona bugetară, acolo voturile au fost fantastice, au fost foarte multe către actualii guvernanți, în zona bugetară. Nu se cheamă un pic de țeapă asta? Nu miroase a țepălău așa un pic? Ha? Adică cumva rămâne Vlad Țepeș, cumva rămâne în istorie ca micul țepar? Nu? Cam așa, nu? Față de ăștia. Față de ăștia e, nu? Insignifiantul țepar, nu? Ăla micu, ăla de respiră greu. Adică ce Vlad Țepeș, frate? Deci așa. Da? Marea țeapă. Ce bine îmi pare, nu. Nu știu dacă chiar ne pare bine, dar mă rog, dar e țeapă totuși, nu? Dar e țepălău. Nu, dar... ca să vin așa, adică vis-a-vis de oficiu județean, ca să spun de studii pedologice care mi-a luat bani și care nu ia și care la ăla ce să mai reorganizez. Că aveam doar un exemplu. Adică ăla e țeapă totală, e țeapă dintr-un capăt în altul, știi? Țeapă de tip frigărui, știi? Așa. Pagina 4 din obiectiv, un consilier local din Brăștini a fost declarat incompatibil de ani pentru că era director la o firmă a primăriei. Bă, și ăștia, bă, anii ăștia, bă, să ocup, bă, nu săpă. Bă, săracul, nu, acum, pe bune. Săracul era decât director la o firmă. Bă, și decât și consilier local. Că și făcea moca, adică... Luau indemnizația, ce părere aveți? Lua. Și vin ăștia la ani, și mai e un caz de la ani, bă, care îl pomenim acum, da? Tot așa un caz care, bă, nu se poate. Ăștia de la ani sunt de... Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui Dorel Rusu, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Broșteni. Știați că Broșteni e oraș, nu? Colegii nu știa. Oraș! Ca urmare a faptului că a avut simultan mai multe funcții și calități. E vorba de blondele care simultan. Așa a fost și cu consilierul Rusu. Simultan. Dorel Rusu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada mandatului 2008-2012, simultan, ca să zic așa. În trecut a deținut simultan, iarăși, calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local Broșteni, funcția de administrator al Serviciului de Gospodărie Comunală și Locativă Broșteni, perioada 20 iunie 2008-25 iunie 2012, cât și funcția de administrator al SC Activ Urban SRL și așa mai departe, în perioada 20 iunie-5 iunie 2008-2012. Deci, ca să ne înțelegem, deci ce s-a întâmplat de acolo? Au fost alegeri de cât
alegeri decât, da? Locale. Au fost alegeri locale, a venit o anume administrație. Deci alegerile au fost pe data de alea vin undeva la începutul lunii iunie. Mandate și așa mai departe. Dacă observați, administrator la serviciul de gospodărie comunală a venit în perioada 20 iunie. Deci numai ce au venit alegerile, l-au și plantat frumos administrator la societatea aia a primăriei oraș Broșteni. Oraș Broșteni, da? Ok. Și a rămas și cu funcția alalaltă. Așa asta pentru că de ce? Pentru că s-a comportat bine în campania electorală. Bă, și vine ăștia de la ANI și cu neobrăzare, aș putea să spun. Îi fac, ploile. Adică să vin și strică ploile și să bagă în toată chestia asta. Ca să nu mai spun de Comuna Ipoteșchi. Era o știre și apare, chiar am văzut și într-un ziar de astăzi, de starea de incompatibilitate a primarului de Ipotești cu secretarul de la Ipotești, ea fiind Nora, secretara, da, Nora primarului. Primarul încerca ceva, o chestie de genul, bine, dacă când era secretar nu mi-era noră, dar când a intrat în stare de incompatibilitate, ca să fim noi foarte corecți cu răspunsul, putea să iasă el sau ea. Adică unul sau celălalt putea să renunțe la, la acea demnitate, că până la urmă despre asta vorbim. Dar trăim într-o țară a tuturor posibilităților. Și atunci când e vorba de banul public și de de făcut șușu pe alegători, suntem profesori. Două cazuri, nu? Din două localități diferite. Broșteni, Ipotești. Urmează al treilea. Slatina. Pagina 5-a, școala de la Herla. 30 de dascăli de la școala din Herla, unde primarul din Slatina refuză să dea bani pentru salarii, au cerut sprijin de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Și inspectoratul, începând cu inspectorul general, s-a mutat la Slatina. Nu, s-a mutat, că n-au nimeni. N-a. Ce să cauți acolo? Vorbe. Eu îți trebuie pașaport, nu poți intra oricum. Viză de intrare, nu merge. Aproximativ 30 de cadre didactice de la școala din Herla, din comuna Suceavena Slatina, al cărei primar este acuzat că nu a asigurat înființarea, finanțarea unității de învățământ din localitate, ajungându-se astfel la neplata salariilor dascălor, au cerut luni sprijinul conducerii inspectoratului. Potrivit purtătorului de cuvânt al inspectoratului, doamna Hackman, aproximativ 30 de cadre didactice de la școala din Herla au venit luni la sediul instituției pentru a-i solicita inspectorului școlar general Gheorghe Lazar să-i ajute și, și să-și primească salariile pentru lunile septembrie și octombrie. Profesorii au spus că primarul comunei Ilie German nu a acționat în conformitate cu legea finanțelor publice și nu a deschis linia de creditare pentru plata salariilor cadrelor didactice de la școala din Herla. Laura Hackman a precizat că inspectorul școlar a dat explicații celor de la Herla că deblocarea situației financiare nu este de competența inspectoratului, dar că instituția a solicitat sprijin în prefecturii Suceava. Bă, deci nu se, cel mai ușor nu se rezolvă așa? Bă, deci noi nu putem, noi v-am ascultat, noi suntem buni ascultători, de fapt asta e, da? Noi v-am ascultat, suntem solidari cu voi. Aveți tot sprijinul. I-am spus prefectului. Instituția prefectului a fost informată. Și instituția prefectului a informat Ministerul Educației. Și începând de ieri, primarul Ilie German a început să tremure și azi a deblocat bani. Fals. Nu se întâmplă așa. Și autoritățile, ca să zic așa, nu și-au făcut treaba. Nu? Autoritățile statului. Că până la urmă despre asta vorbim, despre un stat de drept. Și cum se întâmplă întotdeauna o încălceală, știi, pentru că ai o problemă și când ai, e nevoie să soliciți, păi nu, la mine, mergeți la, se aruncă pisica. Da, deci, dar, deci eu pot să dau dintr-un exemplu absolut pur, adică personal în sensul instituției. Face o informare către unul, îți trimite răspuns, nu eu, dar am trimis-o către ălălaltul. Fac și la ălălaltul. Ălaltul zice, am citit, dar nu eu. Și-o trimis-o la cel mai mic. Și cel mai mic o zis, nu știu ce vrei să-ți fac. S-a rezolvat? Nu se poate. Monitorul. România. Frumoasă. Frumoasă. Nici de asta aproape că nu mai avem ca să... Nivelul dărilor locale de la Rădăuț rămâne neschimbat în 2014. Dar n-am auzit nivelul dărilor de la Suceava, dacă se modifică sau nu. Când data ar trebui, nu? Un picuț. N-am auzit. Uite, Rădăuțul a luat un picuț, a luat fața, ca să zic așa, cu chestia asta, Olărean. Chiar dacă e blamat, e, a luat un pic fața.
Pagina a doua din monitor, spuneam, contribuabilii rădăuțeni vor plăti anul viitor aceleași dări locale ca și în 2013, după ce deliberativul local a avizat pozitiv un proiect de hotărâre inițiat de primarul Olărean. Șeful Serviciului Impozite și Taxe din Primăria Răduț, Silviu Ursescu, a precizat că hotărârea prevede ca nivelul impozitului pe clădiri, teren și al celui pentru mijloace de transport să rămână același ca și în anul de grație 2013. Ce spune și primarul Olărean? Crede că păstrarea valorilor impozitelor și taxelor locale în acest an și pentru anul viitor reprezintă o necesitate. Rădăuțenii sunt contribuabili disciplinați, oameni care se achită exemplar de obligațiile față de administrația locală, uneori renunțând la alte priorități. Am toată stima și tot respectul pentru cetățenii municipiului nostru și de aceea cred că este necesar să păstrăm aceleași valori ale impozitelor și taxelor și pentru anul viitor, adică pentru anul 2014. Cum spuneam, domnul primar, ai punctat. Bravo! Se întâmplă. Luat fața cumva. Embargo aproape total pentru micul trafic de frontieră. Deci o altă grea lovitură. Păi nu, asta e că nu mai mergi tu așa, te trezești, Dorel, zici, ia să mă duc eu să-mi cumpăr mere de la ucraineni că sunt mai ieftine. Nu cumperi cât vrei. Păi nu mai ai voie, gata, salut. Trebuie să ai un kil de toate. Deci nu mai faci. Deci spuneam, traficul de frontieră a primit o grea. Micul trafic de frontieră intră în perioada de prohibiție începând cu data de 15 noiembrie. Cine pleacă în Ucraina sau Moldova după această dată trebuie să fie foarte atent la revenirea în țară și asta pentru că limitele maxime ale bunurilor pe care le pot introduce s-au diminuat drastic. În unele cazuri chiar sub cota ridicolului. Măsura se aplică deja la punctul de trecere a frontierei Sighet. Iar de săptămâna viitoare va intra în vigoare și pentru punctul de trecere a frontierei Siret. Trebuie spus că toată chestia asta, Sighet, Siret, au cumva o chestie comună, așa, adică avem numai cumva un, sub aceeași umbreluță, nu? Au Sighetul de la Siret și de la Sighet, am înțeles. Mulțumesc. Dar și pentru toate celelalte lucruri, locuri oficiale de intrare în România, dinspre cele două state vecine, Ucraina și Moldova. Și aici vorbim despre trecut ilegal frontiera, toate locurile alea speciale, știi? Adică trecut pe fâșie, că au călcat fâșia, sau cum se cheamă chestia aia. Da. Călcat arătura. Dacă în privința tutunului, că acolo e marea, a tutunului, prevederile existente se păstrează, adică două pachete de țigări de persoană, 50 de trabucuri sau 250 de grame de tutun de fumat, 50 de trabucuri, încă ar fi bun, că ăla se consumă mai greu, cam un trabuc pizza, hai două. Deci te discurci. Da. La fel cum se întâmplă și cu băuturile alcoolice, respectiv un litru de alcool cu concentrație de peste 22 de grade, 2 litri de alcool cu concentrație mai mică de 22 de grade, 4 litri de vinuri liniștite, adică nu sunt frizante, nu sunt liniștite, liniștite, sunt cumincioare, sunt la locul lor, așa nu. Și 16 litri de bere pentru restul produselor s-au instituit un adevărat embargo. Deci, vame și-au ajuns agenți comerciali, ca să ne înțelegem, da? Aia numără sticlele, se uite la grade. Deci când ies de acolo, ies profesor în chimie. Cele mai mari restricții sunt în ceea ce privește produsele alimentare, dar și alte bunuri de larg consum, cum ar fi țigările și rachiul. De pe 15 noiembrie, că acum urmează, da? Acum urmează exact cifrele. Un sucevean poate introduce, deci numai un sucevean, un maramureșan nu, dar un sucevean, poate introduce în țară, sau bașca, dacă vorbim, un prahovean. Ăla primește, deci, fie vorbe. Poate introduce, spuneam, în țară un litru de ulei. Intră și la uleiul de motor aici sau numai uleiul de mâncat? Un kilogram de zahăr rafinat. Vorbim de finețuri aici. Nu orice. 15 kilograme de făină. 15 kilograme de tărâță ca să-ți faci un pic de borș, ca să puci să crești. Faci un pic de borșacru ca să poți să... Da? În ceea ce privește fructele și legumele proaspete, cantitățile vor fi extrem de limitate și nu pot depăși în total un kilogram. Deci mergi cam așa, da? La capitolul legume. Îți iei din Ucraina, din Moldova, o par, un păr, o prună, un caiet, morcov. Un morcov. Deci le pui toate și pui picântar. Un kil. Bineînțeles că ajungi în frontieră. Și vine Cerberul. Trafigant! Ce ai acolo, mă? I-am luat niște legume. Bole pe cântar! Un kil 200. De jos! Da, nu pot, că nu-mi iese. Nici cum. Doamne, pe... Și o să găsim, după aia, o să fac o piață de angro, din confiscări, în vamă, în confiscări de ceapă, de usturoi, de mere, de ulei,
de zahăr rafinat, e de finețuri, nu oricum, da? Și tot felul de chestii de genul ăsta. Îi spuneam, o grea lovitură a primit un amplec, adică așa. Pentru localitățile din zona de frontieră, aceste prevederi care intră în vigoare peste 10 zile sunt o lovitură destul de grea. Acum, deci, ideea e următoare. Dacă intră peste 10 zile, trage starea acum. Să ne facem rezerve, știi? Adică, pe principiu, acum ori niciodată. Noapte, 10 ziua noapte, știi? Deci, tragem tare. Și asta pentru că sute de oameni judecă existența din acest mic trafic de frontieră. Potrivit statisticilor reprezentanților serviciului teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, media autoturismului care intră și ies zilnic prin punctul de frontieră Siret este de 1500, în timp ce numărul persoanelor care circulă spre și dinspre Ucraina este de 3500 pe zi. Cum spuneam, după aia o să intre șomajul și reorganizarea, o să intre și printre vameș, pentru că nu o să mai aibă pe cine, pe nimeni, o spună trafic de frontieră mașini, una dus, una întors. Nu? Cam atât. Deci, pauză. Sau una dus, nici una întors. Știi? Băi, frate, că suntem de penibili, penibili. Pagina 3 din monitorul, amenzi în valoare de peste 100.000 de lei aplicate de protecția consumatorului în luna octombrie. Bă, protecția consumatorului știa ceva de chestia asta cu carnea asta, cu caca de șobolan. Nu știa, nu? Nu, n-a fost informată. N-a fost găsit acasă protecția, nu a plecat la plimbare, nu era... În cursul lunii octombrie 2013, Actabrea, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului a desfășurat 256, deci nu una, două, 256 de acțiuni de control soldate cu 132 de amenzi în valoare totală de peste 136.000 de lei și 51 de avertismente. Totodată s-au înregistrat 97 de reclamații, cele mai multe vizând serviciile de telefonie mobilă, aspectul cel mai des reclamat fiind refuzul operatorilor de a da curs solicitărilor de reziliere a contractelor, urmat de serviciile de furnizare a energiei electrice și gaz, unde ca aspecte reclamate au fost facturarea incorrectă și debranșarea abuzivă. Am citit articolul, l-am lecturat. Nu mai rost aici câte amenzi, câți bani, câți... Am înțeles. Ok. Compri. Am comprit tot. Păi, dar cum rămâne cu carnea asta pe care au găsit-o la noi, în diferite locații. Bine, aici, teoretic, ca să se sesizeze cei de la OJP. Trebuie să se sesizeze cineva. Adică dacă tu ajungi acasă și găsești un rahat de șoarece în pieptul de pui, logic este... Și dacă zici că e condiment, e treaba ta, până la urmă. Treaba ta, dacă nu te duci să reclam. Dacă nu te duci să reclam, da. Zici, bă, deci asta e un condiment care nu l-am mai găsit, dar încercăm să vedem cum e supa, ce gust de supă, da? Da, da, așa, din oficiu să se sesizează, nu se poate, nu? Păi nu, n-ai... Adică n-are cum. De competența lor, deci cei care să nu sunt mănâncă, direcția nu mănâncă, sanitar-veterinară ei de acolo nu mănâncă DSP-ul de asta, carne de asta nu mănâncă, nu? Nu fi nimerit din lotul ăla, cine știe. Aia-i, treaba de nimereală. Ok, garda financiară. Pe principiu, ce se întâmplă pe la voi, se întâmplă și la noi. Jumătate de angajații fostei gărzi financiare Suceava nu au trecut examenul pentru direcția antifraudă. Asta apropo de cei de la DSP cu articolul cu câți rămân. Tare puțin. Dacă au dat iama în gardă și au făcut flenduri, da? Răritura, adică răritura din pădure îi albina pe lângă răritura dintre bugetari. Știi? Dacă dai de unul, greu găsești pe al doilea după aia. Jumătate din angajații fostei gărzi financiare sunt șomeri după ce nu au reușit să treacă de concursul pentru ocuparea unui post în noua direcție regională antifraudă fiscală Suceava. Pe lângă Ionuț Vartic, fostul șef, alți 9 angajații acestei instituții, cei mai mulți dintre ei fiind comisari financiari, nu au mai fost declarați admiși la concurs, fiind în situația de a-și găsi un nou loc de muncă. N-aș ști unde să-ți găsească loc de muncă, nu? La societățile pe care le-au controlat și pe care le-au amendat. Nu? Asta e așa un pic de... Cu răutate spus. Da, e drept. De asemenea, din datele pe care le avem, dintre cei 23 de angajați ai fostei gărzi financiare, unul s-a pensionat, unul nu s-a mai înscris la concurs, alți doi lucrează la momentul de față la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Dintre cei 9 foști comisari financiari suceveni care au reușit să treacă de examen, 4 își vor desfășura activitatea în cadrul Direcției de Combatere a Fraudelor. Alți 5 angajați ai fostei gărzi au reușit să obțină unul din cele 60 de posturi ale Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava. Direcția asta va avea un sediu, sediul Direcției, spuneam, Antifraudă Fiscală Suceava, va fi în clădirea Direcției Județene pentru Acțiile și Operațiuni Vamale,
care cred că este la Șceia, dacă nu mă înșel. Nu? Cred că acolo undeva, dacă nu, eu încă pe dreapta undeva, dacă nu mă înșel. Da, s-ar putea să mă înșel, dar poate nu. Și apropo de codul rutier, știrea foarte faină, care chiar de subtul cu garda financiară, este vorba despre un șofer beat, nu era chiar tare bat, era potrivit de bat. Adică, ea că era cu paharul, ea că nu. Adică, pe principiu, l-a întrebat politicii de cât ai băut? Cred că un pahar de vin. Dar stai prost cu alcoolemia. Stai, cu DGS de asta, prost, nu cu alcoolemia. Deci, din cauza, deci am DGS. Un șofer beat prins în timp ce gonea cu 155 de km la oră în localitate. E vorba de Câmpul Lung Moldovenesc. 155 de km la oră. Nu? Și noi ne gândim să dăm voie la beut legal. Da, cu alcoolemie 0,74 în aerul expirat. Deci adică dublu. Semnă, adică da. Aproape, cum spuneam, de mangă. Dar asta totul din cauza digestiei. Bila n-a funcționat foarte bine. Știi? Deci dacă funcționa bila în regulă, n-a ajungea în situația asta săracul om ca să dea explicații, ca să așa. Și specialiștii DSP Suceava în alertă din cauza apariției unor cazuri de poliomielită în Siria. Responsabilii instituției spun că boala riscă să reapară și în Europa și recomandă părinților ca în cadrul campaniei de vaccinare din școli să nu refuze administrarea serului la copii. E o recomandare pe care o fac cei de la DSP, de care trebuie ținut cont. Poliomielita este o boală foarte, foarte, foarte gravă. Crainou, hai să vedem două titluri. Primul, primăria Suceava a dat afară 4 datornici ai fondului locativ propriu, o știre din pagina 4 din Crainou. Primăria municipiului Suceava a evacuat până acum 4 chiriași ai fondului locativ propriu, așa arată o informare a Biroului Evidență și Administrarea Imobililor de Locuit, în care se precizează că demersul este rezultatul acțiunilor de în instanță înaintate de juriștii primăriei. Au fost puse în aplicare sentințe civile rămase definitive și irevocabile privind evacuarea din locuințele de stat a chiriașilor datornici, se arată în acest material. Primarul Lungu spune că după eliberare unitățile de locuit cu pricina vor fi repartizate unor persoane care se vor oferi să achite debitele foștilor chiriași, iar în schimb aceste persoane vor avea întâietate la cumpărarea lor atunci când autoritățile locale le vor scoate la vânzare. Și mai avem o știre în pagina 16 din Crainou, șomeri angajați cu un contract de muncă, dar care primesc și indemnizații de șomaj. Pe 22 octombrie au intrat în vigoare modificările legii 76/2002. În termen de 10 zile, dată până la care, în termen de 10 zile lucrătoare de la vacantare, angajatorii erau obligați să comunice toate locurile de muncă vacantate pe care le aveau, spune directorul executiv al Agenției Județene pentru Cumpărarea Forței de Muncă Suceava, doamna Mirela Domnicăi. Tot ne adaugă că această obligație este valabilă și în cazul angajării unui șomer în plată. În acest caz, comunicarea făcându-se într-un interval de cel mult 3 zile de la data încadrării indemnizatului. Aceasta îndurmă situația astfel încât să înceteze plata șomajului de șomaj și să nu se creeze debit. În cazul în care angajatorul nu și-a onorat cele două obligații, faptul acesta constituie contravenție sancționată cu avertisment sau amendă de la 1.000 la 5.000 de lei. Cam atât, dragii mei. Luăm o bine meritată pauză, ne reîntoarcem însă cu horoscop și poate showbiz. Revenim. Horoscop 5 noiembrie 2013. Da, intrăm într-o perioadă mai practică, n-am apucat să spun la început. Venus schimbă semnul, astăzi intră în Capricorn, așa că ne mai trece veselia și cheful de distracție pe care ne-l dădea Venus în Săgetător. Acolo, când nu luam nimic în serios și totul era un fel de distracție, așa? Aveam așa o rămășiță de distracție, să spun așa. Ceea ce nu era rău, pentru că din când în când toți avem nevoie să mai respirăm și alt aer decât, nu știu, cel de acasă. Acum Venus intră în Capricorn și de aceea o să ne manifestăm sentimentele mult mai practic și mai serios. Balanța înclină spre simțul responsabilității, o să fim mai tradiționali, poate mai conservatori și în modul în care ne îmbrăcăm sau ne manifestăm. Este foarte bine pentru finanțe, pentru că Venus și Capricornul au și valențe financiare și atunci intrăm într-o perioadă mai așezată, cumva mai cumpătată, în care ne mai pierde din entuziasmul ăsta de a ne răspândi energia și de a cheltui banii pe distracție. Acum, într-un fel, ne așezăm frumușel la bilanț. Băi, și aia puțin care sunt... Intră și tu seara printr-o crâșmă să vezi că e plină, deci nu mai... E adevărat. E cum poți să spui cluburi baruri, cum adică... Vin eu așa cu niște... Da. Crâșmă, adică...
Astăzi, Berbec, vă vine chef de ducă, parcă ați pleca într-o excursie sau v-ați muta cu totul în cazul în care locuiți cu chirie, dar sunt și berbeci care depun eforturi susținute pentru a repara tot ce se poate în relațiile de familie, dacă acestea au fost tensionate în ultima perioadă sau poate, cine știe, sunt tensionate de ani buni încoace. Sunteți mai impulsivi decât de obicei, iar cei din jur vă pot percepe drept inconsecvenți în funcție de numărul de impulsuri la care veți răspunde. Așadar, astăzi, dacă vă tot gândiți și vă răzgândiți, nu treceți neapărat la acțiune. Mai bine așteptați și vă puneți ordine în gânduri și în intenții, după care peste câteva zile să treceți și la acțiune, pentru că puteți pierde sprijin foarte important din partea colegilor, a prietenilor, pentru că vii și spui ajută-mă cu nu știu ce, după care te-ai răzgândit, te-ai sucit sau îți cere altcineva ajutorul și zici da, lasă că vin sau lasă că fac eu în locul tău, după care nu mai faci. Ei, și atunci se pierd lucrurile astea, pierzi în relațiile cu ceilalți. Taur, intrați într-o perioadă foarte practică în care veți încerca să puneți în practică anumite concepții de viață pe care nu le-ați exprimat până acum decât teoretic, adică practic se trece de la teorie la practică. Acum urmează această probă de a trece la concret. Este foarte posibil să primiți ajutorul unei femei sau să apară o întâmplare legată de o femeie pe care o cunoașteți, iar această întâmplare să vă marcheze și să vă determine cumva să acționați mult mai înțelept decât până acum. Vă recomand totuși să nu vă grăbiți, nici dumneavoastră. Încercați să vă cântăriți opțiunile cu grijă, ascultați toate sfaturile care vi se aduc, notați-le undeva, faceți niște calcule, dar nu vă repeziți încă fără să anunțați, eventual dacă deciziile pe care urmează să le luați știți sigur că vor afecta și alți oameni, cum ar fi familia sau colegii de birou. Încercați să-i anunțați, să vorbiți cu ei, nu treceți la acțiune și puneți omul după aceea în fața faptului împlinit, pentru că se vor produce conflicte neplăcute. Adică se poate rezolva totul anunțând. Da. Nu, spui, uite. Povestind, vorbind la când trebuie și cât trebuie. Și cât și în felul ăsta se poate să obțină taurii și sprijin și atunci cu atât mai bine. Gemeni, vă ajung din urmă responsabilitățile, iar dacă veți încerca să le evitați din nou, puteți fi puși în situații jenante. Cei mai mulți gemeni au tendința de a neglija planul profesional și de a se preocupa de flirturi și de alte mărunțișuri. Din fericire, vă poate readuce la realitate o persoană care dorește să vă devină aliat sau partener într-o afacere. Poate că o să vi se pară cam severă persoana respectivă, dar dacă tot vreți să vă apucați de o afacere, aveți nevoie de o persoană cu mai multă responsabilitate, care să știe să vă aducă cu picioarele pe pământ atunci când și dumneavoastră vă gândiți și vă răzgândiți de 50 de ori. Deci acea persoană o să vă ceară seriozitate și dedicare, iar fără aceste două lucruri nu o să reușiți mai nimic. Așadar, încercați să vă lăsați inspirați de cei mai așezați decât dumneavoastră. Rac, aveți tendința de a cere mult de la cei apropiați și de a vă comporta cu răceală exact în fața persoanelor la care țineți cel mai mult, doar ca să nu vă simțiți vulnerabili. Familia devine dintr-o dată o chestiune foarte serioasă, vă recomand însă să nu decideți acum dacă chiar a venit momentul să vă căsătoriți pentru racii care nu este. Au lucrul acesta în plan. Ziua de astăzi aduce o doză mare de neprevăzut și deveniți foarte supărăcioși. Încercați să vă păstrați seninătatea și să nu vă repeziți la niciun fel de tranzacții financiare. De altfel, chestia asta cu tranzacțiile financiare o să devină destul de problematică. Săptămâna aceasta, deși la sfârșitul săptămânii Mercur binevoiește să o ia din nou mers direct, în schimb o ia în mers retrograd Jupiter, care este considerat marele benefic și care patronează tendința noastră de a ne extinde, de a ne dezvolta, și atunci iarăși intrăm într-o perioadă în care o să fie mai bine să cugetăm și să stăm să ne gândim pe termen lung ce ar trebui să facem. De aia nu e o perioadă în care să ne lansăm acum. Ca să înțeleg, acum e o perioadă de tip Nepal, de cugetare foarte tare. E o perioadă, dar de meditație, dacă vrei. Deci, exact. Stăm frumușel. Și ne facem socotelile. Nu mi-e foame. Nu mi-e mai foame. Mi-e trecut. N-am motorină. Tot n-am motorină. Nu-mi trebuie motorină, știi? Că așa funcționează autosugestia. Leu, nu vă descurajați dacă anumite proiecte sunt încetinite de lipsa resurselor financiare. Este un semn că trebuie să mai priviți spre trecut și să trageți învățămintele de acolo, mai ales în ceea ce privește familia. Ar fi bine să meditați la motivul pentru care ați făcut anumite alegeri, nu neapărat fericite, pentru că și acum veți fi
în situația de a face anumite alegeri și bine ar fi să nu repetați greșelile trecute. Abia după această, știu eu, tragere pe seamă, să-i spunem, abia apoi veți fi în stare să găsiți resursele necesare, emoționale și apoi materiale pentru a progresa, pentru a vă pune în practică intențiile. Cel mai dificil va fi la locul de muncă, unde veți constata că farmecul nu vă poate scoate la liman, ci doar competența, astfel încât ori vă simțiți competenți, ori dacă nu mai bine, nu vă amestecați în lucruri care nu vă privesc, sau despre care știți că nu, sau nu știți să le rezolvați, sau poate cine știe, e bine să vă gândiți la niște cursuri de calificare sau e bine să puneți mâna să învățați. Fecioara, aveți tendința de a deveni autoritar, iar o persoană cu funcție mai mare decât dumneavoastră se poate simți amenințată. Încercați să vă exprimați cu mai multă diplomație ambițiile. Tot aceste aere de autoritate pot strica atmosfera și în viața de familie sau în cuplu. Poate că la început dorința dumneavoastră foarte practică de a pune lucrurile la punct va fi apreciată, dar dacă sunteți inflexibili și nereceptivi la sugestiile celor dragi, veți rămâne fără susținere și pe deasupra vă alegeți și cu niscavai conflicte pe acasă. Balanță, trăiți cu falsa impresie că dumneavoastră sunteți șeful, că dumneavoastră luați deciziile, de fapt sunteți foarte ușor de manipulat de către persoanele care vă cântă în strună și vă zâmbesc, dar pe la spate se folosesc de dumneavoastră cu succes maxim. Aveți nevoie de disciplină pentru a prelua controlul din mâna lingușitorilor și pentru a înțelege exact cum stă viața dumneavoastră. Puteți primi șansa de a promova profesional. Astăzi, ceea ce este foarte bine, cu condiția să fiți adunați, prezenți acolo, sentimental, nu vă lăsați purtați de iluzii, pentru că nimic nu este deocamdată ceea ce pare în relațiile dumneavoastră sentimentale. Așa cum am zis, Venus, care guvernează și Taurul și Balanța, și-a schimbat semnul, vibrația, și până ne reașezăm, până ne acordăm pe vibrația aceasta energetică, mai durează și cu atât mai mult Taurii și Balanțele se pot induce singuri în eroare în plan sentimental. Scorpion, încercați să apreciați competența fiecărei persoane care contribuie cât de puțin la proiectele dumneavoastră, fie ele profesionale, fie personale. Gândiți-vă că dacă nu ar exista oameni mai puțin descurcăreți decât dumneavoastră, nu ați reuși voi să ieșiți în evidență atât de ușor. Atenție la modul în care cheltuiți banii, vă găsiți justificări pentru cheltuieli care n-au niciun fel de utilitate. În plan sentimental, deși doriți să fiți cuceritor, nu reușiți să vă exprimați suficient de romantic și aveți tendința de a comite gafe. Săgetător, încercați să vă reduceți activitățile la priorități pentru a deveni mai eficienți, mai ales pentru că eficiența vă deschide drumul spre câștig financiar. Reorganizarea la locul de muncă este foarte necesară, nu e nevoie să vă băgați în față la toate sarcinile suplimentare care se anunță. Intrați într-o perioadă în care modul dumneavoastră de a vă gestiona resursele va trece printr-o transformare, așadar nu vă lăsați doborâți de regrete și fiți foarte atenți la ce n-am făcut sau ce am făcut și am greșit. Fiți focalizați la aici acum, la ceea ce este prioritar și atenție la cum vă socotiți banii și la ce vă gândiți să faceți cu ei. Capricorn, se recomandă mai multă răbdare din partea dumneavoastră în legătură cu proiectele pe termen lung, mai ales acelea care au legătură cu copiii sau cu strategiile dumneavoastră de prezentare. Cariera are nevoie de o revizuire și de o schimbare de abordare. Veți resimți mai puțin limitante totuși îndatoririle și veți privi cu mai multă încredere în viitor, chiar dacă vi se vor pune în spinare din ce în ce mai multe responsabilități. Pe mulți dintre nativi, viața sentimentală devine din ce în ce mai armonioasă, vă ajută să vă mai relaxați, da, aici este avantajul pentru că Venus intră în Capricorn, deci chiar acest semn care este de obicei foarte responsabil și foarte apăsat de griji și care ia totul foarte în serios, poate primi așa un aer de relaxare, ceea ce nu este deloc rău. Vărsător, adică problemele pot rămâne aceleași, știi? Dar se schimbă modul lor de a percepe. Parcă nu mai fac tot o tragedie și atunci... Dar n-are rost. Ce rost are? Vărsător, imaginea și modul în care vă percep ceilalți sunt foarte importante în această perioadă, așa că încercați să vă formulați ideile, sistemele de gândire cât mai armonios.
fiți discreți atât în plan sentimental cât și în plan profesional, mai bine nu promiteți nimic măreț și vă concentrați să faceți ceva special pentru cei din jur. Răbdarea și perseverența sunt instrumentele cheie ale acestei perioade și pești, ar fi un lucru foarte bun să lucrați la restabilirea unor alianțe sau la modalitatea de a vă expune punctele de vedere într-un grup fără a produce turbulențe. Cea mai bună metodă pare deocamdată cea încercării și erorii, dar dacă veți constata că produceți prea multă iritare în cercurile de prieteni, mai bine mai așteptați, mare atenție la locul de muncă, aparențele sunt foarte înșelătoare. Da, și pentru că suntem totuși în Românica și pentru că acele cazuri nu sunt izolate vis-a-vis de stâlpul din mijlocul drumului și pentru că vreau să arăt că Chițcoiu s-a gândit foarte bine atunci când s-a gândit să impoziteze stâlpii, ca să nu spun stâlpurile, ca să fie toate în regulă, da? Justificat pentru că ați văzut, până și la Caransebeș există o stradă a stâlpilor care se află în drum. Deci e în România și acolo este absolut totul posibil. Am să spun doar că o afacere profitabilă înseamnă să golești buzunarele altora și să le umpli pe ale tale și dacă facem referire la stat, o să spunem comunismul înseamnă să faci ce vrea statul. Democrația înseamnă să faci ce vrei tu cu acordul statului. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Nu uitați, vreme frumoasă astăzi, temperaturi chiar mai mult decât pozitive, adică 21 de grade maxima de astăzi. Aveți spațiu, condițiile pentru spălăturile oculare. Nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți și miercuri aici la Bucovina Activ cu mine, Dorel. La revedere!